Demonstrație spectaculoasă la cea de-a șaptea ediție a Festivalului Romanapulum în cetatea Alba Carolina din Alba Iulia, care se încheie astăzi. Sub ochii spectatorilor, lumea de acum 2000 de ani a prins viață, legionarii romani, gladiatorii, nimfele și dacii s-au aliniat pentru parada de prezentare care a deschis vineri festivalul. În deschidere, trupele din Alba Iulia de reconstituire istorică, alături de cele venite din alte orașe din țară și din străinătate, au salutat publicul fiecare într-un fel aparte. Gladius, milites legionis tertiae decime gemine, accinitem salute, ave! 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 Spectatorii au fost invitați apoi să viziteze tabăra războinicilor, au aflat astfel amănunte despre obiceiurile înaintașilor și despre meșteșugurile cu care se îndeleniceau, cum își confecționau armele, echipamentele militare, îmbrăcămintea, podoabele și obiectele necesare în gospodărie, au urmat pregătirile de luptă și apoi s-a încins bătălia. Astăzi a avut loc bătălia finală pe esplanada Catedralei Romano-Catolice. Actualul oraș Alba Iulia a fost ridicat peste ruinele anticului Apulum, cel mai mare oraș roman din provincia Dacia și totodată centrul politic, economic, militar și cultural al acesteia.